În teorie, vacanța de iarnă a elevilor ar trebui să înceapă pe 24 decembrie, în ziua de ajun. În practică, însă, aceasta va începe cu siguranță pe 23 decembrie, întrucât a fost lăsată la latitudinea școlilor decizia cu privire ca în ziua mai sus menționată să se facă cursuri și este cert că nimeni nu dorește acest lucru. Cursurile se vor relua cu prezență fizică în clase, dar diferențiat în funcție de anii de studiu. Mai exact, pe 3 ianuarie revin în bănci elevii din ciclul gimnazial și liceenii și o săptămână mai târziu preșcolarii și cei din clasele 1-4. Totodată, semestrul al doilea va începe pe 17 ianuarie, fără vacanță intersemestrială. Din păcate, în acest an școlar, din ceea ce privește vacanța și cele două semestre, începutul și sfârșitul, este un pic atipic, în sensul că luăm o vacanță, vacanța de Crăciun în 24 și venim în 12, după aia efectiv în 9, în raport de ciclu de învățământ, terminăm de fapt semestrul întâi în data de 14 ianuarie și apoi în data de 17 venim și începem semestrul 2. Deci vineri terminăm semestrul 1 și luni venim și începem semestrul 2. Asta este situația, suntem în an pandemic. Ne bucurăm, încă o dată spun, că avem această posibilitate să facem activitatea față în față, care este cu totul altceva față de activitatea online. În semestrul al doilea, pentru recuperarea orelor pierdute în noiembrie din cauza pandemiei de COVID, nu se va mai organiza săptămâna altfel. Vacanța de primăvară va fi în perioada 15 aprilie-1 mai 2022, în această perioadă intrând Paștele Catolic, ce pică pe data de 17 aprilie, precum și cel ortodox, o săptămână mai târziu. Cursurile anului școlar 2021-2022 se vor încheia în data de 10 iunie, cu două excepții. Astfel, liceenii din anii terminali vor încheia cursurile pe 27 mai, iar absolvenții de clasa 8-a pe 3 iunie anul viitor.